împlinire, dăruire și refulare, visare și neliniște. Andreea Mierlea s-a descoperit pe sine și a descoperit pictura în urmă cu 16 ani, când, împinsă de curiozitate și de dorința de a se exprima, a început să-și exhibe imaginația prin desen, grafică și culoare. Artista din Târgoviște urmează școala profesorului Mihai Șerbănescu și, cu multă răbdare și consecvență, își construiește o lume aparte, fiind atrasă de natură și de frumosul din jur. Lucrările sale au fost expuse în importante orașe din țară, fiind câștigătoare a numeroase premii de grafică și pictură. Andreea Mierlea investește foarte multă dragoste și suflet în picturile ei. Să ne bucurăm și să primim acest dar. Agenția de Cultură, acasă la Andreea Mierlea, un artist asistent de farmacie. Cum se împărtă meseria cu pictura? În primul rând, bine ați venit. Nu știu dacă se împacă foarte, foarte bine cu pictura, însă așa a fost întâmplarea, de a ajunge la farmacie și nu la Facultatea de Arte. A fost o încercare acum câțiva ani în a face facultate, dar din păcate, fiind locuri foarte puține, șansa mea nu a fost să fiu acolo. Și din păcate a trebuit să fac altceva, dar nu am renunțat la pictură, am continuat să creez, să-mi exprim sentimentele prin ceea ce fac și încet, încet cred că am reușit. De unde pasiunea asta? Păi e cam o poveste lungă de când am început, pentru că eram cam acum 17 ani, pot să spun, dacă chiar nu mai mult, un vecin din bloc care picta foarte frumos și efectiv m-a fascinat cu ceea ce crea și mi-am spus atunci că și eu aș putea să fac așa ceva și am încercat, m-am întors acasă, că am fost la el, am văzut câteva lucrări și mi-am spus, măi, trebuie să pot și eu să fac ceva în genul ăsta sau de ce nu mai bine. Am ajuns acasă, am luat câteva foițe și am început să schițez încet, încet, azi un pic, mâine un pic, după care mi-am dat seama că n-am atât de multă experiență încât să creez, eu știu, opere de artă. Și mi-am zis, mă, trebuie să merg la o școală de artă, să fac, să mă experimentez, să pot să... Și am descoperit școala de artă, unde avea profesor pe domnul profesor Mihai Șerbănescu și pe domnul Tiberiu Cercel. Neștiind cum stă treaba, pentru că erau două clase diferite, una de artă modernă, iar cealaltă de pictură, neștiind cu ce să mănâncă la momentul respectiv arta modernă, am ales pictura. Arta modernă, de fapt, era cum ar veni 3-in-1, pentru că era grafică, desen și pictură. Eu, neștiind, am abordat cealaltă opțiune. Însă fericirea care a fost, până la urmă, tot la domnul Șerbănescu am ajuns, scria pe ușă, bate și se va deschide. Și am rămas impresionată. Și am bătut, mi s-a deschis, bineînțeles, și înăuntru domnul Șerbănescu, bineînțeles că era, n-avea cine altcineva. Am intrat, am rămas impresionată de tot ce era acolo, cu toate că spațiul era infim, era foarte mic față de ce era sus la domnul Cercel. Și mi-aș fi dorit să fie spațiul, să fie cumva inversat ca să poți lucra, să desfășori acolo, dar din păcate nu era așa. Era foarte mic, elevii stăteau precum sardelele aliniați cu șevaletele, se chimiau practic să picteze. Dar m-a atras atât de mult încât n-a contat spațiul. Din secunda aceea m-am dus acolo, nu m-am putut transfera imediat decât de anul viitor la dumnealui, însă ca și pictură acolo am început să urmez. Și încet, 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 încet mergeam acolo la dumnealui, pictam, desenam, mi-arăta, am mers la expoziții. Mi-aduc aminte odată că am făcut Arta și Chiciul, unde erau odată galeriile albe, din păcate nu mai sunt, că asta este. Și a fost o expoziție foarte frumoasă și știu că am participat tot cu grafică, pentru că grafica mă reprezintă pe mine cel mai mult. Așa, și am mers în continuare, după care domn profesor Mihai Șerbănescu mi-a zis, zice, dar de ce nu dai tu la arte? Păi da, dar nu sunt pregătită suficient. Și încerci până la urmă. E adevărat, am încercat, trebuia să ai o mapă de lucrări cu anumite lucrări.
Am făcut studiu foarte mult, foarte intens, veneam dimineața, plecam seara, lucram în permanență, era pe perioada verii și pictam foarte, foarte mult. Și, dar din păcate n-am avut șansa asta să ajung acolo. Și am continuat, apoi am mers la atelier, am terminat școala în 2000, după care am continuat până în ziua de astăzi, când încă merg acolo, frecventez, am mers în tabere de creație. Ai luat mai multe premii. Da, e adevărat, și asta, din păcate, la momentul respectiv, când eu am fost elevă, nu prea se făceau concursuri. Acum, în ultimii ani, au început să organizeze școlile de artă concursuri, mai mult atunci erau cu expozițiile în oraș sau în alte orașe, cum am fost la Cluj, la Iași, la Turnul Măgurele, depinde prin țară. Am avut și o expoziție în Germania în urmă cu 3 ani de zile, era un prieten acolo, un sculptor, și m-a invitat acolo. N-am putut, din păcate, să ajung, însă am trimis în jur de 20 de lucrări și a fost un succes, din ce mi-a spus el, că l-am văzut un pic din poze și au fost foarte încântați. M-am necăjit puțin că n-am putut fi prezentă, dar m-am bucurat că totuși au fost lucrările acolo și, până la urmă, lucrările au importante, nu eu, ca și persoană. Da, și tabere de creație, v-am spus, concursuri, ultimul concurs acum a fost internațional la Pitești și fericirea a făcut că am luat locul 2 la grafică. Nu m-am așteptat, pentru că ne-am dus cu mai multe lucrări, din păcate n-au pus pe perete decât 2, ceea ce nu a fost foarte fair play din partea lor, dar și cu toate astea am luat locul 2, neașteptat, practic. Ai putea să supraviețuiești din pictură? Te-ai lăsat de meserie? Te-ai lăsat, să spunem așa, meseria care îți aduce un venit sigur, ca asistentă de farmacie, nu? Ai un salariu, da, din asta, da, da, supraviețuiești? Da. Ai avea curajul să trăiești numai din pictură? Dacă da, ce ar trebui să faci pentru asta? Aș face acest lucru, numai că n-am atât de mult curaj, n-am sângele la rece care să zic gata și să fac doar asta. Aș putea face foarte multe, pentru că poți merge și decora, eu știu, camere de copii. Poți face, și nu numai, poți picta pereții, eu știu, la arcade, se pot face multe altele pe lângă pictură, decât să pictezi pereți, să mergi la un peisaj, să faci o pictură, un peisaj. Poți picta pe tricouri, cum am și făcut o perioadă, deci am pictat pe tricouri, am decorat cutii care se pot vinde, se înfrumusețează, se pot face foarte multe, numai că și în viitor poți să, eu știu, să deschizi ceva, cumva, să... Numai că n-am avut acel elan, curaj, nebun ca să plec pe treaba asta, să plec, să renunț și să... De multe ori fratele meu îmi spune că trebuia să ai mult curaj să faci treaba asta, pentru că făceai chiar ce-ți place, asta înseamnă că ceea ce fac nu-mi place, farmacia, pentru că ajut, îmi place să ajut foarte mulți oameni și când îi vezi că vin la tine și tu le explici și așa și pleacă încântați acasă sau, eu știu, cu dispoziție mai bună, că așa, te încântă și ești și tu bucuros la rândul tău că pe cel de acolo l-ai făcut să fie mai liniștit, mai bucuros sau, eu știu, e împărtășit din cunoștințele tale lui, pe lângă medicamentul care îl oferi. Dar menirea mea, eu zic că asta era cu pictura și poate că la un moment dat, dacă soarta sau, eu știu, întâmplarea va face să fac și treaba asta, să renunț și să, eu știu, să mă apuc să fac, să decorez camere de copii sau, pentru că îmi place foarte mult să decorez, poate că, de ce nu, aș face, sigur. Deci ce îți lipsește ca să vină acest lucru? Ce îmi lipsește? Probabil că și un sprijin material, în primul rând, ca să poți să pleci de undeva, pentru că trebuie niște fonduri. Nu foarte mari, dar este nevoie. Să mai am pe cineva măcar care să îmi fie în spate cumva, că nu pot să... Adică se pot face foarte multe, însă îți ia mai mult timp și mai mult de muncă. Și dacă ai avea pe cineva care să te ajute cumva, parcă ți-ar da mai mult curaj, parcă te-ai duce mai mult, ai avea mai mult elan. Zic eu, e părerea mea. Nu știu, poate că nici nu sunt în orașul potrivit, cu toate că iubesc orașul ăsta și când îl văd atât, cu atâta multă istorie și cu atâta
nu știu, are foarte multe frumusețe și atâtea amintiri și atâtea lucruri frumoase, dar regret foarte tare că nu există o galerie, că nu există ceva unde să... Hai că eu poate sunt un nimic până la urmă, dar sunt foarte mulți artiști care chiar au nevoie. N-au, sunt nevoi să plece în altă parte. De ce? Pentru că nu au o galerie de artă. Trebuie să vorbești la muzeu, poate, eu știu, cu jumătate de an înainte, ca să poți să ai o expoziție. Nu se poate așa ceva. Adică e trist, pentru că sunt mulți, sunt scriitori, sunt artiști, sunt pictori, sunt sculptori care nu au efectiv unde să facă o expoziție. Nu e normal. Adică avem cultură, avem atât de multe lucruri frumoase și nu e o galerie. Nu se poate într-un oraș ca asta. Păcat că au transformat o galerie de artă într-un nimic, practic. Da, revenim la pictură. De unde ți-a luat talentul? De multe ori mi le așez eu, alte ori vin din imaginație. Mă gândesc la ceva anume, poate de la un obiect, poate de la, eu știu, altceva, și pe parcurs îmi vine, uite, aici ar mai da bine dacă pun, eu știu, ceva sau altceva, poate de multe ori greșesc și rectific. Depinde ce, și de inspirație și de starea pe care o am și de... pentru că nu poți așa să te duci pur și simplu și să creezi. N-ai, îți trebuie o anumită stare, îți trebuie să fii degajat, să cumva să intri în lumea aceea a culorilor și a frumuseților. Bine, trebuie să știi să vezi frumos în orice, că practic asta e ideea, că dacă stai și tot cauți și tot cauți, n-ai să găsești dacă nu. Dar trebuie să vezi frumos în absolut orice. Cum întorci capul, deja să vezi ceva să te atragă, să zici, băi, din asta o să fac o operă de artă. Practic din nimic. Dar să vezi, să ai ochiul format și să-ți placă, să ai foarte multă răbdare, să ai multă dedicare, că dacă n-ai răbdare, nu faci nimic în artă. Dacă nu... Trebuie să... Degeaba ai talent, că te naști cu talentul, dar dacă nu-l fructifici, nu lucrezi, nu studiezi, nu faci nimic. Povestește-ne o întâmplare a unei creații de-a ta. Deci cum ai ajuns s-o să creezi? Da, s-o creezi. O întâmplare. O întâmplare. Păi, spre exemplu, o să spun, o întâmplare nu este foarte fericită, dar o aleg pe aceea pentru că cumva mi-a marcat așa viața. O întâmplare nefericită. În urmă cu ceva timp am avut o oarecare decepție, ca să zic așa. Și cumva, da, cumva ca să mă refugiez, am făcut o creație, tot în puncte, bineînțeles, la care am lucrat cu mare drag. M-am refugiat, practic, în acea lucrare. Și acolo este și un, probabil că o să o vedeți la un moment dat, este ca un înger care zboară și în interiorul îngerului un fel de prunc și ceva de genul ăsta. Deci este o combinație, o compoziție, un tot. Exact ce am trăit eu, am exprimat în acel... A fost o refulare, așa. Efectiv, m-am eliberat eu și am pus acolo pe hârtie toată suferința aia care a fost în momentul ăla. Ce ai nevoie de suferință ca să... Nu neapărat, ceva? Nu neapărat. Aia a fost o simplă întâmplare care v-am spus-o. Nu, pot să merg, spre exemplu, la un peisaj, să văd ceva frumos să mă atragă și să-l fac. Sau să văd un ciob și de la acel ciob să iasă o creație. Deci nu neapărat. Sau o banală floare, eu știu, rădăcină de ceva. Îmi plac foarte mult rădăcinile, copacii ciudați, întortocheați, și să, eu să-i mai întortochez și mai mult și să-i mai înfrumusețez, cum s-ar zice, prin creație. Ce m-a atras foarte mult și am descoperit prima oară, cel puțin, am făcut o lucrare în puncte în urmă cu vreo 10 ani de zile. Am zis eu, l-am numit covorul florilor. O lucrare de 1 metru pe 70 și, nu știu, așa pur și simplu stăteam în cameră și aveam așa o stare mai melancolică, mai... Și am luat un pic scutuș și am început să punctez și am văzut, zic, ups, stai că ceva este ceva interesant. Și am început să punctez și în timp ce puncteam îmi veneau ideile, în timp ce puncteam. Și la un moment dat am văzut că am făcut un fel de covor de flori.
Ceea ce m-a șocat, m-am dus la domnul Șerbănescu, l-am arătat ce, a, super, ce mergi pe ideea asta, că e foarte interesantă. Și apoi am mers câțiva ani buni la rând pe ideea asta și iată că și cu această grafică, care e adevărat, nu prea este digerată foarte ușor de publicul nostru românesc, deci cel din România, pentru că în afară altfel este gustată arta, e mai greu de vândut, ca să zic așa. Dar mă atrage pentru că este altceva și întotdeauna am căutat să fac ceva mai special decât o banală floare sau banal, și din banala aia floare am făcut altceva, în alt stil, altfel arată. Adică dacă faci în puncte și eu știu, mai adaugi o frunzuliță într-un alt fel sau iese cu totul altceva decât pur și simplu vii cu pensula și că și cu pensula am făcut în puncte și este extraordinar, e altă vibrație, îți dă altă trăire. Cine e persoana sau persoanele, care sunt persoanele care te-au influențat cel mai mult? Tatăl meu a pictat. De când era tânăr a pictat. Mi-aduc aminte că el ne desena lucrările la școală când ne punea să facem domnul, apropo de domnul Mărculescu, că mi-a fost profesor la școala generală, taică-miu, ca să nu ne facem, eu știu, neapărat să ne facem de râs, că eram copii până la urmă. Dar ca să mă ajute cumva, punea și el mâna și făcea și el cât un pic. Și el era foarte talentat și fratele meu la fel este foarte talentat, pentru că el are un salon de tatuaje în Brașov și tatuează și pune piercing-uri și tot așa. Și sunt mândră de el că face lucrul ăsta, pentru că îl reprezintă și și-a dorit foarte mult treaba asta. Iar eu, de unde... Cum am spus, de la tatăl meu, dar mă atrage, efectiv mă atrage și parcă nu m-aș vedea făcând altceva, nu știu, am făcut și sport, am făcut handbal, dar parcă totuși nu mă văd făcând altceva decât pictură, parcă respir, dacă nu fac, parcă nu respir, trebuie să schițez în fiecare zi câte ceva, că altfel nu, și în permanență, îmi vine câte o idee și zic, o pun acum pe hârtie, că dacă nu o pun acum pe hârtie, o pierd și îmi pare rău apoi, așa că nu pot renunța, orice ar fi. Cum te-ai autodefinit în câteva cuvinte? Un om simplu, nu știu. Sunt foarte mulți care creează. Eu cred că sunt foarte mică față de mulți alții care, mai ales acum cu internetul, vezi foarte multe și rămâi șocat, efectiv. Sunt un simplu om căruia îi place pictura, îi place frumosul, îi place să creeze, să arate și celorlalți din ceea ce știu eu. Este un dar care mi l-a dat Dumnezeu și care sper să nu moară niciodată. Poate că, cine știe, Doamne ferește, vreodată, dacă n-am să mai pot picta, o să-mi leg mâna precum Lucian și tot o să pictez, pentru că asta cred eu că mă reprezintă cel mai mult și mă scoate din, poate, eu știu, vin obosită sau stresată de la muncă și dacă pun mâna pe creion și pictez, mă deconectez efectiv cu totul și mă duce în altă lume și uit cu totul de probleme și nu mai am. Trei lucruri importante din viața ta? Dacă l-ai fi să-l așezi într-o ordine a priorităților? Familia mea, pe primul plan, pictura al doilea plan și sănătatea, care nu știu dacă e pe ultimul plan, dar așa a venit oarecum. Deci pictura încă n-a ajuns pe primul loc. Familia este pe primul loc. Din experiența ta de până acum ca artist, da. Care crezi tu că este, să spunem așa, o rețetă a unui succes în arte? Dacă există așa, și nu te întreb pentru că lucrezi în farmacie, ci pentru că și dai rețete, da. Sau le, mă rog, da. Explici oamenilor, le dai medicamente, pilule, uh-huh. Nu? Ce pilule de suflet ai putea să... Eu zic că succesul, dacă ar fi să fie oricum, trebuie să persiști foarte mult, adică să nu renunți așa ușor. De multe ori mi s-a întâmplat și mie să nu-mi iasă anumite lucrări, eu știu, să nu reușesc să fie așa cum îmi doresc eu, însă n-am renunțat, am continuat și am studiat mai mult și am zis, mă, înseamnă că nu am încă pregătirea necesară să fac și acea lucrare sau acel stil. Și am început și am studiat și la mănunt și am văzut că altele sunt rezultatele, pentru că, exact cum am spus și mai devreme, dacă n-ai răbdare în artă și dacă nu, pentru că omul nu știe
în cât timp ai terminat o lucrare. Deci omul vine și te întreabă, mă, cât ai făcut o lucrare cu tare? Nu, el vrea să vadă rezultatul, ce a ieșit la final. Și dacă la final este wow, asta e practic ideea, să fie wow. Și dacă mai, eu știu, duci o lucrare la o expoziție internațională, cum a fost cea de anul trecut și au fost foarte încântat și la fel am observat că foarte mulți străini a pozat lucrarea, a filmat-o, au vorbit despre acea lucrare, înseamnă că totuși sunt și un pic acolo, un mic acolo, un pic de talent, să zic așa, și e păcat să renunți când vezi că foarte multă lume apreciază ceea ce faci tu. Chiar dacă de multe ori zici, păi dar n-am vândut. Nu contează asta, că dacă ar fi să pictez, doar dacă vând, n-aș mai picta. Și ar fi păcat că s-ar duce acest talent care totuși Dumnezeu mi l-a dat mie, putea să-l dea altcuiva, dar totuși mi l-a dat mie. E păcat să-l irosesc și să n-ară și altora ceea ce eu știu, ceea ce mie mi-a dat Dumnezeu. E păcat. Viața e făcută din fericiri și regrete. Sau e o întreagă oscilație între aceste două elemente. Care sunt fericirile Andrei Mierlea și care sunt regretele? Fericirile sunt fericită totuși că trăiesc, că deschid ochii în fiecare dimineață, că pot crea. Sunt fericită că totuși sunt sănătoasă, că sunt alții foarte bolnavi care, Doamne ferește, sunt într-un scaun cu rotile sau care, eu știu, sunt paralizați, cine știe cum, au probleme de sănătate. Eu mulțumesc Dumnezeu, sunt bine, pot să merg, pot să văd, pot să creez, am două mâini, două picioare, asta eu zic că e cel mai important. Eu consider că asta e chiar o fericire. Ce regret? Regret că nu sunt atât de... verticală din punctul ăsta de vedere, să zic, băi, gata, am renunțat și mă apuc și fac doar cu tare. Nu, nu neapărat cu o scală, zic, lasă că pot să fac și aia, pot să fac și aia altă. Mi-aș plăcut să fiu un pic mai radicală, mai din punctul ăsta de vedere al artei, să zic, mă, gata, renunț și fac doar artă. Și văd ce iese, încerc. Dar stau și mă gândesc, dar dacă nu-mi iese și dacă renunț și după aia ce fac? Mai e și partea asta de dacă. Deci ți-e frică. Da, e oarecare teamă, da. Un gând pe care nu l-ai rostit niciodată? Un mesaj de transmis? Celor care iubesc arta să intre într-o galerie de artă, acolo unde este, într-un muzeu de artă, să vadă că sunt foarte mulți oameni care au ce arăta, care au ce spune, cei cărora le place frumosul să se apuce de pictură, pentru că chiar dacă nu câștigă bani, arta este frumoasă și vezi lucrurile altfel, o vezi mai frumoasă, mai colorată decât de multe ori, că poate este sumbră de multe ori, poate ești mai trist, ești mai... În momentul în care pictezi, te dedici și uiți. Eu zic că merită încercat și eu pe toții îi sfătuiesc să se apuce de artă, să iubească frumosul. Cu ce te-a îmbogățit pe tine pictura? Cu ce m-a îmbogățit? Păi, în primul rând, până acum spuneam că am trăit degeaba, că nu las nimic în urma mea, dacă Doamne ferește mâine se întâmplă ceva, însă am creat și pot să spun că las ceva în urma mea, să bucure și alți oameni, poate peste 10 de ani. Pictura, pentru că dacă, eu știu, merg la farmacie, ajut un om, însă nu rămâne nimic în urma mea. Pe când aici sunt niște tablouri de care de multe ori chiar nu mă pot despărți, pentru că îmi sunt foarte dragi, le-am făcut cu foarte multă pasiune, în fiecare dintre ele pun suflet, parte din sufletul meu, pentru că altfel n-aș putea crea dacă n-aș pune suflet și mie e foarte greu să mă despart de câte o lucrare. Chiar de multe ori zic nu, mai bine nu, lasă-l pe perete și decât să... Că banii oricum îi cheltui, pe nimicuri poate, dar lucrarea nu mai e. Asta nu e o dovadă de egoism? Este, dar nu pot, de multe ori nu pot să mă despart de lucrările mele, pentru că dacă le-aș face efectiv ca și cum le-aș trage la Xerox, poate nu mi-ar fi atât de dragi și de greu să mă despart, dar faptul că sunt lucrări la care, ca acum spun și poate mă repet, am lucrat câte o jumătate de an la o lucrare și mi-e greu să zic gata, iau, nu. N-ai cum.
E foarte greu. Visul meu ar fi să am un atelier unde să mă pot desfășura, unde să nu fiu nevoită tot timpul să zic stai că aici trebuie să șterg, stai că aici trebuie să, miroase sau, nu e curat sau nu e... Nu, să am un atelier în care să fac eu tot ce-mi doresc, pentru că într-un apartament e mai greu să faci asta. Cu toate că eu pictez la mine în cameră și niciodată nu m-a deranjat nimeni cu nimic, dar nu e același lucru. Una e când ai un atelier și poți să, și vară, și iarnă, și oricând să stai acolo și să creezi. Ceea ce e foarte greu în ziua de azi, pentru că îți facem un atelier, să vezi niște bani. Și acei bani cu greu îi poți strânge la vremurile care sunt acum, vremurile care le trăim. Dar cred că asta e singura chestie care mă doare și care mă afectează, că nu pot avea un atelier unde să-mi arăt creațiile cum și dumneavoastră acum ați venit, poate atunci ați venit într-un atelier și nu într-o casă sau era altceva. Și ce mi-aș mai dori la fel foarte, foarte tare, dar la fel nu mă macină, mi-ar plăcea să ajung la Ierusalim să pictez acolo, la Mormântul Sfânt. Este un vis de-al meu de mult și... Dar poate cine știe, nu se știe niciodată, poate voi ajunge vreodată și acolo.